Ora de Cultură cu Maria Bulat Zaharneanu. Fără steag de cultură, poporul e o gloată, nu o oaste. Nicolae Iorga. Bine vă regăsesc, dragi radioascultători! Și de asta dată am pregătit pentru dumneavoastră mai multe subiecte despre diferiți oameni de cultură, dar toți și vă veți convinge de acest lucru ascultând emisiunea noastră, au lăsat urme adânci în dezvoltarea și perpetuarea culturii românești. E vorba de Nicolae Donici, celebru astronom român, originar din Basarabia, de George Bacovia, poetul care se anunța a fi drept simbolist, dar criticii literari i-au zis că aparține poeziei române moderne, de Aron Densușanu, istoric literar, poet și folclorist român, membru corespondent al Academiei Române, de Antim Ivireanul, mare cărturar, tipograf, gravur, teolog, episcop și mitropolit român de origine georgiană, de Gherase Dendrino, compozitor și dirijor român, despre opera muzicală a căruia am vrea să vă reamintim în cadrul acestei ediții. Desigur, vă propunem și o retrospectivă a evenimentelor dedicate Zilei Limbii Române în organizarea și cu sprijinul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, dar vom continua și călătoria noastră prin locuri ce țin de patrimoniul național, popasul fiind de astă dată la Mărășești, la monumentul istoric Mauzoleul Eroilor, anii 1916-1919. Nu lipsește nici ilustrația muzicală a emisiunii, care sper să vă producă neuitată satisfacție. Vă doresc audiție plăcută! Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău. Noutăți, evenimente, activități. Stimate domnule academician Valeriu Matei, la 31 august, ca întotdeauna în ultimii 32 de ani, am sărbătorit Ziua Limbii Române și Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău a organizat cu această ocazie mai multe evenimente. Aș vrea să faceți o retrospectivă a acestor evenimente. Da, ne bucură faptul că Ziua Limbii Române a fost marcată pe larg în întreg spațiul românesc cu prilejul acestei mari sărbători la împlinirea 32 de ani de la adoptarea legislației prin care limba română a devenit limba oficială în spațiul de la Arsărit de Prut și s-a revenit la grafia latină. Am organizat câteva evenimente. Primul dintre ele a fost încheierea unui proiect Vocele Moldovei cu Orchestra de Tineret a Moldovei, proiect început încă în primăvară și iată un ultim acord în ultimele 5 zile ale lui august, copiii selectați în cadrul acestui turneu Vocele Moldovei prin toată Republica Moldova, 200 de copii cu aptitudini muzicale, alături de Orchestra de Tineret a Republicii Moldova și având ca invitat special formația lui Alex Calancia, au susținut un splendid spectacol cu prilejul Zilei Limbii Române în Parcul Catedralei, un concert în care s-au interpretat piese muzicale din creația unor compozitori cu cunoscuți din Republica Moldova, Eugeniu Doga, Tudor Chiriac, Iuri Sadovnic, Ion Aldea Teodorovici, Petre Teodorovici și alții, interpretate de corul de copii, interpretate de interpreți, soliști ai formației lui Alex Calancia. Și această simbioză frumoasă care a fost mai ales final acestui concert celebru, 10 piese interpretate împreună de Orchestra de Tineret, Corul de Copii, Vocele Moldovei și formația lui Alex Calancia au fost chiar momente deosebite.
Ca și întregul spectacol, pentru că Adriano Mariana a știut să antreneze acești copii și în calitate de coriști și asoliști ai orchestrei de tineret, într-un spectacol în care, alături de acele creații muzicale pomenite mai sus, s-au interpretat și piese celebre din filmele în desen animat, copiii producându-se în rolul de soliști, mulți copii și toți foarte talentați. Au fost și doamne dirijori de cor și de orchestră alături de Adriano Mariana. Lucru foarte frumos, adică o muncă în echipă și un produs cultural făcut în echipă. Și spuneam că această frumoasă invitație făcută pentru Alex Calancea și pentru formația sa, Alex fiind un splendid muzician și îmbinarea dintre orchestra clasică și formația de muzică ușoară, spuneam, au fost momente apreciate la justa lor valoare de cei peste 500 de ascultători, de spectatori care au fost în scoarul catedralei. Dar s-a transmis și online, trebuie să spunem. Și online și oricine poate să găsească. Să găsească și să urmărească acest spectacol, acest splendid concert și acest model în care cei mici trebuie și ei antrenați în viața culturală, în viața muzicală, la fel ca și tinerii selectați din întreg spațiul românesc, din spațiul european și internațional, tineri instrumentiști care cântă, sunt soliști în această orchestră de tineret a Republicii Moldova. Un alt eveniment tot dedicat copiilor, tinerilor, elevilor de gimnaziu și de liceu a fost ediția a doua a concursului Limba Română este Patria Mea, pe care îl derulăm împreună cu Consulatul General al României la Bălți. A fost o inițiativă a domnului consul Petreșor Dumitrescu în anii trecuți, pe care am sprijinit-o, și împreună cu Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei. Iată că împreună am reușit să realizăm o ediție reușită și acestui concurs în acest an, în care peste 100 de copii și-au trimis lucrările, eseuri, poeme, proză la ediția din acest an și noi am jurizat și am apreciat la două categorii de vârstă, elevii liceeni și elevii de gimnaziu, ciclu gimnazial, oferindu-le premii și oferindu-le mențiuni la 40 dintre acești participanți care au avut lucrările cele mai bune, mai reușite, sigur talentate. Și am avut plăcerea să fiu la Bălți, în incinta Consulatului General al României, împreună cu domnul consul Petreșor Dumitrescu și cu preasfințitul Antonie, episcop de Bălți al Mitropoliei Basarabiei, să oficiem mânarea acestor premii copiilor care au fost bucuroși și iluminați de faptul că sunt prețuiți, apreciați și să contribuim cu cărți, albume, CD-uri, să le oferim aceste premii, toate aceste trei instituții de cultură și de credință creștină. Un concurs foarte bun și cred că este o temelie pentru copiii care participă, da, pentru creșterea lor spirituală, intelectuală, pentru mai buna cunoaștere a limbii române. Un alt eveniment care a urmat imediat după ședința solemnă a Academiei de Științe a Moldovei, consacrată Zilei Limbii Române, a fost Congresul Mondial al Iemenescologilor, ediția a 10-a, congres pe care Institutul Cultural Român îl sprijină de la ediția a doua și până astăzi și în acest an. Iemenescologii de la Chișinău, de la București, de la Timișoara, de la Iași, de la Târgoviște, de la Buzău, de la Galați, de la Huși, Suceava, toți au venit cu contribuții importante la valorificarea operei iemenesciene, lucru care ne-a bucurat nespus de mult. Un compartiment aparte pe lângă cel de bază, Iemenescu și lumea valorilor, aceasta a fost tema discuției de bază, în cadrul căreia au susținut prelegeri iemenescologi de la Chișinău și din alte centre de cultură românească, spuneam Bucureștiu și Iașu și Clujul și Timișoara. Și amintesc aici de prelegerile susținute de Pompiliu Crăciunescu, profesor la Universitatea din Timișoara, de Nicolae Georgescu, cunoscut iemenescolog de la București, de Teodor Codreanu, profesorul de la Huș și de alți iemenescologi importanți, de profesor și doctor în științe de la Chișinău și Alexandru Burlacu și Nina Corcinski și mulți alții, bineînțeles domnul Mihai Cimpoi, și s-a vorbit într-un alt compartiment despre traducerile operei iemenescene în diverse limbi ale lumii, Iemenescu pe meridianele lumii, unde s-au vorbit de noile traducere din opera iemenesciană făcute în ucraineană, în rusă,
în spaniolă, în bulgară, în chineză, deci în diverse limbi, diverse apariții, diverse ediții, fapt care nu poate decât să ne bucure. Tot în cadrul congresului au fost lansate foarte multe noi apariții, nu neapărat legate de opera emneșteană, ci de literatura română contemporană, noi reviste, noi volume, datorate și emnescologilor și altor exegeți și poeților, prozatorilor prezenți la această a 10-a ediție a Congresului Emnescologilor. E un eveniment demn de luat în seamă, mai ales că acele comunicări științifice prezentate în cadrul Congresului apar în buletinul Mihai Eminescu, editat la Centrul Academic Internațional Mihai Eminescu. Patrimoniul material și imaterial al României și Republicii Moldova. Domnule Matei, la rubrica Patrimoniu material și imaterial al României și al Republicii Moldova, aș vrea să ne oprim, să facem o călătorie imaginară la Monumentul Eroilor de la Mărășești. În zilele astea, acum mai bine de un veac, se încheiau luptele de la Mărășești, acolo unde ostașii români s-au întrecut pe ei în vitejie. Da, sigur că da, și acum 83 de ani, la 18 septembrie 1938, era inaugurat oficial acest mauzoleu de la Mărășești, un splendid monument pentru eroii primului război mondial, războiul de reîntregire a României, și pe acele locuri s-au dat bătăliile mari din vara anului 1917, bătălii cumplite, soldate cu victoria trupelor române. Acolo au murit peste 21.000 de soldați români și mai mult de 480 de ofițeri. Mauzoleul adăpostește rămășițele a 5.073 de soldați și ofițeri și aceste cripte care sunt comune acolo majoritatea, dar și individuale, sunt o mărturie a eroismului și a rezistenței de care a dat dovadă armata română, rămasă în anul 17 singură în fața oștirilor germane ale celor austro-ungare, bulgare și turce, și a făcut față și mulți dintre românii basarabeni care au în armata rusă, cum era preotul Alexei Matevici, nu au plecat, au rămas alături de frații eroi români acolo să lupte și să-i sprijine, și unii au murit din cauza, sigur, acestui război și a bolilor pe care le-au contractat pe frontul de luptă. Acest important monument istoric a început să fie edificat la 28 septembrie 1924, în prezența reginei Maria și altor personalități ale vremii. Au fost aceste lucrări, au durat multă vreme, întrerupte, reluate în 1936. S-au făcut atunci basoreliefurile cu Polii Gloriei, au fost realizate aceste basoreliefuri de celebru sculptor român Cornel Medrea și de colegul său de generație, mai vârstnicul Ion Jalea. Ele ilustrează diverse momente ale luptelor de la Mărășești, iar Eduard Țăulescu a executat pictura interioară splendidă și în anul 38, cum spuneam, la 18 septembrie, mauzoleul a fost inaugurat și cu acest prilej a fost emisă atunci o medalie jubiliară cu diametru de 60 de milimetri în trei variante de aur, de argint și de bronz, pe aversul medaliei fiind efigiile regilor Ferdinand și a lui Carol al II-lea, față în față, iar în mijloc, de desubt, se afla stema regatului României, pe revers, în mijloc, era înfățișat mauzoleul eroilor de la Mărășești. În fiecare an acolo au loc manifestări ample de comemorare a eroilor. Locul a devenit un loc de pelerinaj pentru toți românii, pentru toți cei care vizitează România. Este unul dintre cele mai impresionante mausolee ale primului război mondial din câte există în lume și eu cred că oricine ajunge în acele locuri e foarte aproape de intersecția unde drumul spre București face la stânga, drumul spre Bacău la dreapta, și oricine ajunge la acel monument al femeii eroice cu sabia deasupra capului, face dreapta, mai merge vreo 10 km și ajunge să vadă celebrul mauzoleu al eroilor români din primul război mondial de la Mărășești. Eu îndemn să o facă din toată inima. Dicționar cultural.
Domnule Matei, la rubrica Dicționar Cultural, aș vrea să începem cu marcarea Zilei Diplomației Române. În fiecare an, la 1 septembrie, este marcată această zi. Da, sigur, e o zi importantă și cu acest prilej putem și pe calea emisiunii radio să le adresăm felicitări tuturor diplomaților români, să le dorim sănătate și succes în îndeplinirea nobilei misiuni pe care o au în interesul țării, a progresului țării, interesul material și spiritual al prosperării națiunii române. Ce este de remarcat că această zi a fost instituită prin legea 269 în anul 2003 și această zi, marcată în fiecare an, e menită să omagieze tradițiile diplomației românești și să stimuleze activitatea diplomaților, a corpului diplomatic și consular al României. Ziua diplomatului e sărbătorită de obicei și prin convocarea în fiecare an de către Ministrul de Externe al României a reuniunii anuale a diplomației române, moment și festiv, dar și de lucru, pentru că în fiecare an la reuniune sunt foarte multe teme de lucru, sunt miniștri de externe ai altor țări invitați să conferințeze sau personalități ale vieții politice și personalități de stat din spațiul Uniunii Europene și din afara acestui spațiu. Se evaluează activitatea Ministerului Afacerilor Externe și a Institutului Cultural Român, a Institutului Cultural de Românești din străinătate. Se analizează toate provocările pe care România trebuie să le facă față de viitor ca urmare a evoluțiilor globale, a evoluțiilor regionale, europene, transatlantice, desigur, și dezbaterile acestea foarte interesante, foarte concrete, dinamice, în egală măsură, ele caută să identifice oportunități, căi de realizare și de valorificare a diferitelor direcții care sunt stabilite de Ministerul de Externe în politica externă a României și să stabilească sarcinile concrete pentru corpul diplomatic și consular al României pe termen mediu și pe termen scurt. La eveniment participă de obicei toți ambasadorii, consulii generale ai României, directorii de institute culturale românești din străinătate, dar sunt invitați și președintele României și primul ministru și președinții celor două camere ale Parlamentului, membri ai guvernului, reprezentanții administrației prezidențiale, precum spuneam, și șefii misiunilor diplomatice acreditate la București. Foarte mulți diplomați vin, participă și dialoghează cu diplomații români, șefii misiunilor diplomatice ale României în lume. Sigur că în cadrul reuniunii se acordă uneori și distincții pentru diplomații care se fac remarcați, se conferă medalia meritului diplomatic, ordine destinate corpului diplomatic pentru contribuții meritorii. În 2020, reuniunea anul trecut s-a desfășurat un pic mai târziu, 7-9 septembrie, și a avut în premieră loc în formă online, la fel ca și în acest an 2021, pentru că suntem în condiții de pandemie. Deci, sigur că sunt invitate numeroase personalități și în acest an și au fost și sunt luate în dezbatere problemele cele mai importante de actualitate pentru diplomația românească, pentru corpul diplomatic și consular. Încă o dată felicitări tuturor diplomaților români cu prilejul acestei zile importante care a fost marcată pe 1 septembrie și e o zi care trebuie amintită mereu, fiindcă diplomația românească, diplomația română, avem diplomați celebri, mari personalități ale istoriei și ale culturii românești și în aceste zile sunt și ei amintiți totdeauna ca modele de slujire a țării, de slujire cu dăruire cauzei nobile de prosperare și de înflorire a țării și a națiunii române. Felicitări și la mulți ani! Dicționar cultural. Domnule Matei, la 1 septembrie anul 1874 se năștea Nicolae Donici, un renumit astronom român. Prin ce s-a remarcat el? Ce putem spune radioascultătorilor despre această personalitate? Sigur, Nicolae Donici a fost un celebru astronom român, originar din Basarabia. Se năștea la Chișinău la 13 septembrie 1874, decedat la Nisa în 1960, în Franța. Un
descendent, un strănepot era al fabulistului Alexandru Donici, făcea parte din această cohortă a doniceștilor, care alături de stamaticești, alături de hajdei, formează acea splendidă școală basarabeană, care i-am zis eu din secolul al XIX, școală care a dat orientări și direcții excepționale în cultura română. Există numai o școală ardeleană, cum a numit acel proces al iluminismului din Ardeal Nicolae Iorga, există și școala basarabeană și trebuie să încetățenim acest termen, pentru că ceea ce au făcut hajdeii, stamaticeștii, doniceștii, împreună cu Alecu Rousseau, împreună cu alți corifei științei, Nicolae Casou, amintesc de multe alte personalități ale secolului al XIX-lea românesc în Basarabia, e un exemplu deosebit, să nu uităm, hajdeu așezat pe temeiuri științifice lingvistica românească, Donici este cel mai mare fabulist român, Alecu Rousseau, un spirit eminent al generației pașoptiste, mare eseist, mare scriitor, cel care descoperea Miorița și eu prezenta lui Vasile Alexandri, care a șlefuit-o, și un mare spirit, un mare cuget. Sigur că vorbim de stamaticești, de Constantin Stamate, Constantin Stamaticiurea, alți oameni de cultură din această generație, celebri scriitori. Stamate e foarte aproape de noi și ca limbaj și e foarte pe înțeles, e foarte aproape de limbajul lui Mihai Eminescu, pentru că el a mers pe filonul cu limbajul lui popular, fără să intre în acele polemici și curente care dădeau atunci bătălii pentru stabilirea normelor limbii române. Stamaticiurea, care s-a scris parțial și în românește, dar și în rusește opera, dar care a dat splendidele descrieri ale Basarabiei geografice, descrieri istorice, lucruri foarte importante, și desigur vorbim de donicești, cei care au urmat până la Leon Donici, celebru prozator, celebru și la Sankt Petersburg și la Paris, ca și la București sau la Chișinău, și alte personalități din această cohortă. Nicolae Donici, strănepotul fabulistului Alexandru Donici, era și rudă a generalului Matei Donici și a scriitorului Leon Donici, de care vorbeam eu, Donici Dobrunrabov, care era celebru și era admirat și de Alexandru Bloch și de toată generația aceasta de argint, cum îi spun în literatura rusească, era apoi admirat și la Paris de Romain Rolland și colegii săi. Un spirit excepțional, a murit prea tânăr, dar a lăsat oricum o operă impresionantă. El face liceul Richelieu de la Odessa, un liceu celebru pe care l-au făcut mulți dintre basarabenii care au avut un cuvânt de spus în istoria culturii, civilizației și al reunirii cu țara de la 1918. Colegiul acesta era al Universității din Odessa, nu era un colegiu oarecare. După ce absolvește cu excelență acest liceu în 1897, pleacă la Sankt Petersburg, unde își începe cariera științifică sub conducerea astronomului rus, academicianul Bredichin. Ocupându-se în mod particular de astronomie, colaborează cu cei mai mari astronomi ai timpului, cu cei din Rusia, cu cei din Occident, și după alegerea sa în calitate de membru cu drepturi depline al Societății Astronomice din Rusia, la o vârstă foarte tânără, în 1904, el e prezent în prima chiar ședință de după alegere cu un referat detaliat despre lucrările sale, despre activitățile de pregătire a expediției pentru observarea eclipsei de soare de la 30 august 1905. Donici era un specialist de renume în domeniul cercetării soarelui și Academia Rusească îi încredințează conducerea acestei expediții în Spania în anul 1900, în perioada 1901-16, Nicolae Donici a fost și șeful misiunii astronomice a Academiei de Științe din Sankt Petersburg. Apoi el construiește un prim observator astronomic propriu la Dubăsarii Vechi în Basarabia. Revine în patrie. E primul observatoriu astronomic în întregul spațiu românesc. Pe malul Nistrului, el construiește această lunetă astronomică numită ZEISS cu o distanță focală de 10 metri și o deschidere a obiectivului de 100 de milimetri, la care se poate atașa fie un spectrograf, fie un spectroheliograf cu autocolimator, deci și multe alte aparate, deci creează o aparatură complexă pentru vremurile celea, erau lucruri noi, necunoscute. Era al șaptelea observator din Europa și singurul din Europa Orientală, acest observator al său de la Dubăsarii Vechi. Locul a fost consemnat cu un bust, trebuie, cred, făcut ceva pentru ca această personalitate uriașă a științei să revină aici. El își creează și o școală cu mai mulți
basarabeni pe care îi antrenează în activitatea astronomică. În 1936 el este numit și directorul unui observator din Polonia. El colaborează și cu astronomii polonezi. Observă un crater pe lună, craterul care îi va purta numele, apropo. El este ales doctor honoris causa. Între anii 1918 și 1944, Donici chiar locuiește la Dubăsarii Vechi, alternativ merge la București, dar mereu vine la observatoriul său, care devine un centru de studiere a astronomiei, de studiere a cerului, a soarelui în special, lucru care l-a pasionat toată viața. El conducea și Fundația Culturală Principele Carol. În 36 el a conduce o expediție română pentru studiul eclipsei totale de soare din Turcia, de unde se vedea mai bine. Deci, expediția lui era chiar finanțată de Fundația Regală a României, adică la inițiativa regelui României. El folosește acolo telescoape cu distanță focală de 10 metri. În 44 el se stabilește atunci când oștile sovietice năvălesc în România, Donici, care era basarabean, cunoscând realitățile și la ce erau capabili bolșevicii, Măgoisenușa, el pleacă în Occident, se stabilește în Franța, lucrează la Meudon și la Nisa, unde erau centre de studiere astronomică, și se stinge din viața acolo la Nisa, lângă într-o comună de lângă Nisa, într-un azil de bătrâni în 1960. Strănepoata sa, Magda Stavinsky, va dedica o monografie savantului, care apare în 2015, cea mai completă din punct de vedere științific și biografic și care conține date foarte interesante. Doamna Stavinsky a fost și aici, făcut unele evenimente legate de Nicolae Donici, trebuie să îi acordăm acestei personalități, spuneam, o atenție mai mare, pentru că el e celebru prin instalațiile acestea, aparatajele pe care le-a inventat, dar și prin studierea soarelui, a cromosferii, a studierii planetelor din sistemul nostru solar. El a făcut observații, a condus expediții să studieze 8 eclipse de soare în diferite părți ale lumii, din 1900, prima expediție pe care o credințează Academia de la Sankt Petersburg, și până la expedițiile deja din anii 30-40 pe care le conduce ca reprezentant al României. Merge în Sumatra, merge în Cambodgia, în Portugalia, în Rusia, în Statele Unite, Turcia, deci erau lucruri ca să vadă și eclipse de lună. El stabilește că planeta Mercur nu are atmosferă, până atunci se credea că o are. Pe baza studierii trecerii acestei planete în Periheu în 1910, el stabilește că nu are atmosferă. El cercetează planeta Saturn și observă și măsoară lumina zodiacală din Egipt în 1908 și din Algeria acestei planete. El face fotografii despre Mercur mai multe, o studiază atent felul și modul cum trece ea pe discul Soarelui în 1914 și face observații foarte exacte privind această planetă. Urcă pe muntele Mont Blanc la 4810 metri ca să facă observații astronomice. Deci este și un om foarte curajos. I-a fost ales membru al Uniunii Internaționale pentru Studiul Soarelui, al Uniunii Astronomice Internaționale, membru și doctor honoris causa la foarte multe academii și universități din Germania, din Portugalia și din alte țări ale lumii. Acesta a fost Nicolae Donici, un celebru savant de care este bine să ne amintim cât mai des. Dicționar cultural. Domnule Matei, e început de toamnă și nu se cade să uităm de George Bacovie, cel născut la 4 septembrie, poetul trist. Da, oh, plânsul tălângic în plou, ce basme tălângele spun, ce lume așa goală de vise și cum să nu cazi în abise și cum să nu fii și nebun. Sigur că dacă citim și recitim mereu poemele lui George Bacovia, de la debutul său literar, al lui George Antone Vasiliu de la Bacău, casa e casă-muzeu și am o prilejul să fiu de mai multe ori acolo, îndemn pe oricine ajunge la Bacău să vadă casa Bacovia sau dacă sunt la București să vadă casa în care a trăit poetul, iarăși casă-muzeu, în două muzee, Bacovia, la Bacău și la București. Sigur, nu-i voi povesti biografia. Ea este în linii mari cunoscută, o găsesc pe rețele de socializare iubitorii lui Bacovia sau în volumele sale. Important să se aplece asupra poeziei bacoviene. Bacovia este poetul cu cea mai spectaculoasă posteritate critică. Unii confundau și cele spuse de Călinescu că Bacovia este un poet al minorului. Au interpretat-o în sensul că Bacovia este un poet minor. Bacovia nu este un poet minor în viziunea lui Călinescu, mare lui istoric
istorică a literaturii române, ci este un poet al minorului, al întâmplărilor și faptelor mici, dar aduse la dimensiuni universale și extrapolate prin hiperbolă și prin metaforă asupra ceea ce îi se întâmplă omului în firea sa și în raport cu cosmosul, cu macrocosmosul. Bacovia este un poet demn de admirat, care cu mijloace atât de puține creează efecte atât de puternice. Acesta este spiritul bacovian. Sigur că este înrudit cu poezia franceză, aș spune poezia decadentă, poezia simbolismului francez, mai ales a celor de etapă târzie, dar este un poet profund original. Debutul său, sigur, se producea de vreme, dar se impune în literatură cu celebrul său volum din 1916, Plumb. Acest volum atrage atenția asupra sa, amintesc că este reeditat în 1924 la Râmnicu Sărat, face încă o ediție, volumul se bucură de mare popularitate și mulți poeți atrag atenția asupra acestui domn de la Bacău, care părea bolnăvicios, slab, dar care avea o forță a expresiei deosebită, continuată și în cel de-al doilea volum al său, Scântei Galbene, și care, cum să zic, creionează parcă întregul univers poetic bacovian, a cărui cupolă în 36 fie edificată tipografic, e volumul Comedii în fond. Bacovia a scris puțin, cam asta este opera sa poetică, ca pentru un volum lesne de comentat, mai are acele poeme în proză sau mici eseuri, opera sa nu este atât de imensă, efectul este mare. Și opera lui Bacovia traversează un con de umbră, sigur că da, în anii 50, până vine generația 60 a lui Nichita Stănescu, care îl redescoperă pe Bacovia, îi redescoperă opera, încep reeditările acestei opere, deși era o ediție încă din 56, când Bacovia era în viață de poezii, făcută destul de bună, a fost o ediție, apropo, pe care eu am citit-o pentru prima dată fiind elev, pentru că o avea o profesoară bătrână, dar erau cu coperțele rupte, această ediție din 1956, care în 57 a fost reeditată, adăugită de Bacovia. Sigur că universul bacovian, un univers aparte, un univers se pare în destrămare, în dezagregare, îmbinarea acestui univers în dezagregare cu o stare spirituală a autorului și starea noastră de melancolie, de tristețe profundă, dar e un univers perfect recunoscibil, perfect recunoscibil și aparte, foarte original, de aceea Bacovia e nu doar un mare poet în literatura română, ci creatorul unui sistem poetic deosebit. Eu au fost puse pe muzică și versurile dumisale, așa că o să încercăm da, să ascultăm. Adio pică frunza da. Și galbenă ca tine, adio nu mai plânge și uită-mă pe mine, și s-a pornit iubita și s-a pierdut în zare, doar eu în golul toamnei chemam în aiurare, mai stai de mă mângâie cu mâna ta cea mică și spunem, de ce-i toamnă și de frunza, ce? De ce pică? Rar. Versuri de George Bacovia, muzică și interpretare Nicu Alifantis. Singur, singur într-un han departe doarme și hangiul stă zile-s deșarte. Singur, singur de
veție. Și s-asculți pustiul, ce melancolie, plouă, plouă. De-atâta vreme nu știe de mine nimeni. Doarme și hangiul, stă zile-s deșarte, singur, singur. Dicționar cultural. Domnule Matei, la 2 septembrie anul 1900 se stingea din viața Aron Densușeanu. Cine a fost el și prin ce s-a remarcat? Aron Densușeanu s-a realizat și s-a remarcat în trei domenii distincte în istoria literaturii române. S-a remarcat și ca poet și ca un excelent folclorist român, ales în 1877 și membru corespondent al Academiei Române. A reușit în cei 63 de ani de viața ai săi, se năștea în 1830. Decedat la 2 septembrie 1900 la Iași. Era un copil foarte dotat, face studii la Blaj, la celebru gimnaziu de la Blaj, și continuă tot acolo cursurile și cunoaște o perioadă fastă, că în acea perioadă gimnaziul de la Blaj era condus de nimeni altul decât de cărturarul Timotei Cipariu, o personalitate emblematică a celor vremuri. Urmează apoi Academia de Drept de la Sibiu, o instituție de referință pentru secolul al XIX-lea, și debutează destul de devreme, în 1860, în Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură, cu poezie patriotică. Apoi editează la Brașov o revistă, un ziar, Orientul Latin, un ziar în care publică mulți dintre eroi, dintre scriitorii cei mai cunoscuți ai mijlocului de secol XIX-lea și a celui de-a doua jumătate a acestui veac. Iar în 1881 se mută cu familia la Iași, este profesor de literatură latină la Universitatea din Iași, era un redutabil latinist. Urmează la Catedra de Literatură Română, apoi a lui Andrei Vizanti, e un adversar și un polemist cu Titu Maiorescu, cel care dădea o nouă direcție literaturii române, intră în polemici, la fel ca și Cașdeu, cu grupul de la Junimea. El era un reprezentant a vechiului Iardeal latinist, susținea curentul latinist în limba română, curent care devine perdant și pe bună dreptate, dar Aron Densușeanu, sigur, publică cercetările sale literare, ele sunt foarte interesante ca document de epocă. În ele îl acuza pe Titu Maiorescu de plagiat, se cunoaște procesul care a fost făcut
făcut. Sigur că nu avea dreptate în acest domeniu, dar aceasta era situația și fiind adversari ideologici, dacă vreți, și adversari în problema gramaticii limbii române, a modelului de urmat. El a avut și un frate care a scris Dacia preistorică, istoricul Nicolae Den Sușanu, o istorie foarte stranie, magică, mistică a dacismului, sigur, dar care trebuie citită, se citește cu mare interes și a fost tatăl celebrului etnolog, etnograf folclorist Ovidiu Den Sușanu, care, sigur, a fost o personalitate emblematică în cultura românească din primele 3-4 decenii ale secolului al XX-lea. Sigur, merită astăzi să ne amintim de pildă de lucrarea lui despre Horațiu, arta poetică a lui Orațiu, numită atunci, apărut în 1882 la Iași. De cercetările sale literare pe care le-am amintit, de volumele sale de poezii, Hore oțelite, Valea vieții și altele. Oricum, e un moment în istoria literaturii române, acest profesor, acest latinist și acest polemist, poet și folclorist de nume Aron Den Sușanu. Dicționar cultural. Domnule Matei, se împlinesc 305 ani de la nașterea lui Antim Ivireanu, la 3 septembrie. Ce trebuie să știe radioascultătorii despre această personalitate care vine de mult de departe, din 1716? Sigur că Antim Ivireanu este un tipograf, un autor de cărți, de lucrări teologice, gravor totodată, episcop și mitropolit român, de origine georgiană. El devine mitropolit al Bucureștilor și autorul unor celebre didahii, o colecție de predici pe care le folosea la marele sărbători de peste an, care se folosesc și acum în Biserica Ortodoxă. O personalitate culturală remarcabilă a literaturii române vechi este cel care întemeiază și prima bibliotecă publică din București de astăzi, încă în secolul al XVIII-lea. Deci, nu se știe data exactă a nașterii sale, sunt polemici. Că s-a născut în 1640, că s-a născut în 1650 în Iviria, în Georgia, Gruzia de astăzi. A fost ucis, asasinat în Rumelia din ordinul otomanilor, pentru că el era un fervent apărător al ortodoxiei, religie comună și românilor și georgienilor, și a fost o persoană intermediară între marele domnitor martir Constantin Brâncoveanu, regele Vahtang al Gruziei. Se știe că primele cărți tipărite pentru Georgia sunt făcute din banii domnitorului Brâncoveanu la cererea lui Antim Ivireanu Cărturaru, și atunci România, la Snagov, la tipografia de la Snagov, sub conducerea Antim Ivireanu, sunt tipărite primele cărți în limba georgiană. Văd lumina tiparului, Georgia fiind pe atunci ocupată de Imperiul Otoman. El a fost în copilăria lui luat în robie de către turci și dus la Constantinopol, la Istanbul. Ulterior a fost eliberat, trăia în preajma Patriarhiei Ecumenice, unde a învățat sculptura în lemn, caligrafie, pictură, broderie, limbele greacă, arabă, turcă, și tot aici el a fost călugărit, probabil cu numele Antim, și hirotonit ieromonah. Prin 1689-1690, Constantin Brâncoveanu e cel care îl aduce în Țara Românească de la Constantinopol. Aici el învață româna și slavona și meșteșugul tiparului, și în 1691 se credințează conducerea tipografiei domnești din București, de la Snagov, în care el imprimă primele 4 cărți și imprimă cărți de rugăciune. Între tipografia, între cărțile tipărite atunci, sunt învățăturile lui Vasile Macedonianu către fiul său Leon, slujba Sfintei Paraschiva și a Sfântului Grigorie de Capolitul, evanghelier greco-roman, psaltirea. La mănăstirea Snagov, în 1696, el era egumen și mută tipografia acolo, imprimă 15 cărți, 7 grecești, 5 românești, una slavonă, una slavonă română, greco-arabă, pentru că pe lângă cele georgiene, care facea parte pentru țările sale, avea grijă de acest proiect și program al domniei lui Constantin Brâncoveanu, de a avea grijă de creștinii ortodoxi care se aflau în alte spații, cei din spațiul greco-arab, spre exemplu, cei din alte spații, sub ocupația și sub administrația Imperiului Otoman. Nu îi le mai amintesc cărțile, edițiile lui Brâncoveanu, edițiile lui Antim Ivireanu sunt într-un album pe care Splendid
pe care l-a realizat în anii trecuți Institutul Cultural Român, editura Institutului Cultural Român. El, în 1701, revine în București, își reactivitatea aici, tipărește alte 15 cărți, așa, în diferite limbi, între care un Nou Testament, o primă ediție a acesteia în țara românească. Sigur, se știa Biblia de la București din 1688, dar face un Nou Testament, o altă ediție, care se bucură de mare popularitate în rândul credincioșilor. În 1705 este ales și episcop de Vâlcea, unde la tipografia din mănăstirea Govora tipărește 9 cărți și un nou liturghier, o învățătură pe scurt pentru taina pocăinței, pe care o face într-o frumoasă limbă română, și însușise deja și învățase foarte bine limba română. Devine mitropolit al Ungurovlahiei la 28 ianuarie 1708 și în această calitate deschide o tipografie, înființează o tipografie la Târgoviște și unde tipărește alte 18 cărți, unul din cei mai mari tipografi și editori. La București, revenind după 1716, el aduce cu sine iarăși tipografia și tipărește cărți în limba română, în limba greacă și cărți pe care el, bineînțeles, le trimite în diverse regiuni, fapt care irită Imperiul Otoman, pentru că ei considerau aceste acțiuni subversive. Sigur, se știe, Imperiul Otoman dorea să îi treacă pe cât mai mulți la religia musulmană, ori activitatea lui Antim Ivireanu, ca și a lui Brâncoveanu, era să sprijine religia creștină ortodoxă. El creează limbajul bisericesc în limba română, contribuie la statornicirea acestuia, a limbajului liturghiei, a limbajului general pentru serviciu religios, dar face același lucru și pentru religia creștină ortodoxă în limba arabă și în limba georgiană. El tipărește, spuneam încă o dată, acele cărți începând de la 1701, apoi în 1706, în limba georgiană, le trimite la Tbilisi, unde era un rege Vahtan care încerca cât de cât să mențină, cum să zic, cel puțin o independență simbolică a Georgiei față de otomani care făceau și în acel spațiu dese incursiuni. El este și un scriitor important pentru că nu doar editează carte, dar și scrie un manuscris al său numit Chipurile Vechiului și Noului Testament, atestă un talent al său în descrierea personalităților Vechiului și Noului Testament, a descrierii chiar chipului acestor persoane biblice, cu mult talent și încercând ca în portrete, în descrierile sale, să cuprindă și portretul psihologic al personajului. Creează 503 portrete în medalion gravate, face texte despre acestea, face schițe, desene și, desigur, e o ediție foarte interesantă. E foarte interesant de văzut și Vechiul său Testament editat la Târgoviște în 1709. Manuscrisul original al acestui testament se găsește la Kiev și, sigur, alte ediții ale acestui celebru cărturar, tipograf, mitropolit, personalitate a culturii și susținător ardent al religiei ortodoxe în toate spațiile unde viețuiau pe atunci creștinii ortodoxi. Dicționar cultural. Domnule Matei, la 2 septembrie anul 1901 s-a născut compozitorul Gherase Dendrino și trebuie să spunem că melodiile lui se mai cântă și acum, dar au fost interpretate de mari cântărețe ai vremii din perioada interbelică. Da, într-adevăr, acum 120 de ani se năștea acest compozitor și dirijor român foarte cunoscut și respectat în epocă. Era un elev al lui Dumitru Georgescu Chiriac și al lui Alfonso Castaldi. El compune operete, muzică ușoară, muzică de film, colaborează cu mulți regizori și sunt cunoscute melodiile sale, sigur, romanța Cântă o mandolină pe versuri de Aureliu Felea, Ce face în astă seară e tu, un tango al său cu versurile lui Sabin și Dubaia, apoi Drumul lung, tangouri, alte romanțe pe versuri de Mihai Maximilian, Aurel Felea, autori cu care colaborează, cu Nicolae Chirițescu, cu foarte mulți scriitori, poeți din vremea sa și, într-adevăr, e un compozitor și un dirijor de remarcat în această perioadă interbelică, care azi, din păcate,
trece printr-un cont de umbră, dar eu cred că le putem reaminti radioascultătorilor noștri unele melodii ale acestui distins compozitor și dirijor Gherase Dendrino. O vom face cu plăcere. Vă mulțumesc! Doamne ajută! Un gondolier cânta o melodie. Muzică de Gherase Dendrino, interpret Gică Petrescu. Valurile gingaș tulburate, cu mulțim de glasuri semănau, gondolierul parcă le da viață tuturor, asemeni unui vrăjitor. Nevăzute strune fermecate din adânte ape răspundeau, fără somn acum și ele ca și gândurile mele, poate un vechi refren și-aminteau. Un gondolier cânta o melodie de dragul unor ori frumoși ai nu știu cum. Îl ascultam în liniștea târzie și-mi regăseam iubirea-n melodia lui. Îndrăgostit și el, la fel ca mie, la rândul lui și el, cuprins de dor, pe semne se alina în nopțenie cu melodia lui de visător. Un gondolier cânta o melodie de dragul unor frumoși ai nu știu. Îl ascultam în liniștea târzie și-mi regăseam iubirea-n melodia lui. Îndrăgostit și el, la fel ca mine, la rândul lui și el, cuprins de dor, pe semne se alina în nopțenie cu melodia lui de visător. La 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 la. În Cărciumioara, unde cântă un cobzar. Muzică de Gherase Dendrino, interpretă Doina Badea. În Cărciumioara, unde cântă un cobzar, colo într-un colț de mala, să nu ne vadă nimenea și să ciocnim cu dragoste paharul. Când ne-a venit la masă în Cârciumioara, unde cântă un cobzar, mai du-mi odată dorul oinar. Fuge noaptea și n-o văd când ești cu apoi zorile mă prind tot lângă tine, mai ciocnind cât un pahar, mai rugându-l pe cobzar să nu plece și să ne mai cânte iar.
dulciumioara unde cântă un cobzar. Mai dum' odată dorul oinar. Hai, cobzarule, hai, bătrânule, masa mea. Hai, cobzarule, hai, bătrânule, spargeți cobza cântându-mi din ea. În cârciumioara unde cântă un cobzar, mai dum' odată de cultură cu Maria Bulat Saharneanu. Fără steag de cultură, poporul e o gloată, nu o oaste. Nicolae Iorga.